Și poate aici se pune întrebarea, domnule, dar de ce și botezul? Fiindcă acest act ne oficializează credința. De aceea noi, prin botez, ne încreștinăm. Fiindcă ce se întâmplă în interior, credința e din inimă, prin botez e mărturisită public în exterior. Atât de important este acest act încât Dumnezeu însuși l-a lăsat sub formă unei porunci. Nu-i doar o recomandare, nu-i doar o sugestie în scripturi. Și interesant că leagă de mântuire. În Evanghelia lui Marcu, capitolul 16, cu versetul 16, Iisus spune Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Interesant. El nu spune cine se botează cândva și apoi, poate când devine adult, o să înceapă să creadă, va fi mântuit. Nu, nu, nu. Ordinea o inversăm noi oamenii. Scriptura e foarte clară. Tu trebuie să crezi și apoi să te botezi. De aceea, dragilor, noi nu botezăm copiii mici, ci botezăm doar adulți, fiindcă vrem să fim siguri că împlinim ce e scris aici. De aceea persoana pe care o botezăm, vrem să fim siguri că o priceput nevoia mântuirii, că înțeles mesajul Evangheliei, responsabilitățile care derivă din el. De aceea vrem să fim siguri că cei care vin la botez nu vin forțați de cineva, nu o fac din ignoranță sau necunoștință de cauză. De aceea noi avem chiar un curs numit Cateheză, unde pentru 10 săptămâni la rând ne ocupăm de ei, îi lăsăm să pună întrebări, noi le punem întrebări, astfel încât omul când pășește în apa botezului să știe în cine se încrede și de ce crede în Hristos. Ce implicații are credința în viața lui de fiecare zi?